Cozonac cu nucă. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem împreună acest cozonac și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Și să vedem și modul de preparare. Cu aluatul nostru vom avea nevoie de maiaua noastră, pe care am făcut-o înainte și am lăsat-o Și să pentru maiaua crească. noastră, vedeți, este crescut. Am pus 50 de grame de drojdie proaspătă, 2 linguri de miere sau de zahăr. Acum depinde cu ce doriți să faceți. Eu îl fac cu miere, că ne place foarte mult. Dar puteți pune zahăr. Deci 2 linguri de zahăr, 2-3 linguri de făină și 50 de lapte. Aceasta pentru maia. 1 kg de făină, dacă este posibil să fie cât mai uscată. Deci o strângem și deschidem pumnul. Și dacă ea se desface, este uscată și intră mai mult lapte. Dacă este umidă, să știți că intră lapte puțin. Așa. Deci 1 kg de făină. 5 gălbenușuri. De sare, deci 10-12 grame am cântărit. Aici am 450 de lapte, deci în total vor fi 500 și dacă mai e nevoie mai adăugăm, deci 450 cu 50 pe care le-am pus la maia sunt 500. Aici am 250 de grame de unt și 200 de miere de albine sau de zahăr. Dacă doriți să fie cozonacul mai dulce, adăugați mai mult zahăr. Și pentru umplutură vom avea nevoie de nucă măcinată, 400 de grame, deci pentru 2 cozonaci, 400 de nucă, 400 de lapte, 4 Vom albușuri. pune Și aici am esență de rom, 2 fiole. Pentru uns vom avea nevoie de gălbenușul de la un ou și de 1 lingură-2 de lapte. Și acum am preparat maiaua, căm sarea cu gălbenușurile și o punem așa pe toată. Și amestecăm așa bine. Apoi voi cântări 200 de miere de albine sau zahăr și îl punem în Și punem lapte. aici 200 de miere. Că mierea sau Amestecăm. zahărul să se topească bine. Și aici voi adăuga și pasta mea de mandarine. Deci eu pun pasta de mandarine, dă un gust foarte bun la cozonac. Deci este făcută din mandarine întregi, tăiate cu bulețe, cu zahăr, pus pe foc până se obține așa ca o dulceață. Deci aceasta este pasta de mandarini cu coajă, cu miez, deci fără sâmburi. Și dacă nu aveți și nu doriți să puneți pasta de mandarini, puteți pune coajă de mandarini, coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie, esență de rom, ce doriți în cozonac. Să fie cât mai aromat. Și acum vom adăuga să se topească aici și pasta noastră de mandarini, cam cât dorim să punem la cozonac aroma. Așa. Am să pun ea să vedem, e cam mult. Și Aici amestecăm avem așa încet făina să se noastră. topească. Facem așa o găurică aici și vom pune maiaua. Ia uitați ce frumos a crescut maiaua Și o vom noastră. pune pe toată așa aici, maiaua. Dacă vedeți că maiaua nu crește, nu înaintați cu cozonacul. Înseamnă că drojdia nu este bună. Am să acopăr așa puțin maiaua. Și acum, gălbenușurile cu sare o să le adăugăm și pe acestea. Aici punem așa totul. Așa, adăugăm și din laptele nostru. Cum să dau puțin ca să pot să amestec. Așa.
Și încet, încet începem să amestecăm. Și adăugăm restul de lichid. Apoi vom topi puțin untul și îl vom adăuga aici. Eu după ce am să frământ în acest bol, am să pun totul în mixer și o să frământ cu mixerul. Mai întâi vom frământa puțin cu mâna. Așa. Vedeți că făina este uscată. Ia uitați cât lapte intră. Așa. Și mai punem și restul. Și cum am spus, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Depinde cât de uscată este făina. Ia uitați untul, vedeți? L-am topit așa puțin și vom lua câte puțin și vom pune așa aici și vom frământa. Așa. Așa. Și acum punem tot aluatul pe masă. Și acum nu ne rămâne decât să lucrăm aluatul nostru. Cu unt, încet, încet. Îl puteți face și cu mixerul. Așa, și luăm din untul nostru, vedeți? Și punem așa pe aluatul nostru de cozonac. Și acum mai frământăm puțin. Vedeți cum arată? Așa. Acesta este aluatul, deci am incorporat foarte bine și untul. Îl voi pune în oala mea de la mixer și acum vom lua aluatul nostru și îl vom pune în oala noastră. Îl acoperim și cu folie și lăsăm să-și dubleze volumul și după aceea îl voi frământa cu mixerul. Circa 20 de minute. Și îl lăsăm să crească până mâine dimineață. Acum, pentru umplutura noastră, cum am spus, pentru 2 cozonaci, 400 de nucă, 400 de lapte, esență de rom și 4 albușuri. Așa. Și vom opări cu laptele nostru nuca. Laptele trebuie să fie fierbinte, îl mai încălzesc puțin. Și mâine, deci vom acoperi și vom lăsa să-și tragă, să se umple nuca până mâine dimineață. Și mâine vom bate puțin albușul și vom adăuga esența de rom și vom uni cu laptele nostru cu nuca. Laptele nostru a clocotit și îl punem aici peste. Fierbinte. Așa. Și amestecăm. Așa, și vom adăuga și zahăr sau miere de albine. Eu am să pun miere de albine. Așa, voi adăuga acum peste nucă. Voi pune miere, 2 linguri, așa.
și amestecăm. O lăsăm puțin să se răcească și apoi o acoperim cu folie. Am revenit cu aluatul. Deci l-am lăsat să crească peste noapte. Și acum să-l împărțim și să punem cozonacii aici în tăi. Aici avem aluatul. Ia uitați-l ce frumos arată. Aici avem esența de rom, două fiole, nuca pusă cu miere și opărită cu lapte. Ia uitați, așa arată astăzi. Deci trebuie să absoarbă foarte bine laptele. Așa. Și am bătut foarte bine albușurile de ou. Așa, le-am bătut. Vedeți că se țin de bol. Și o să punem peste albușul nostru, o să punem umplut pe toată. Așa. Acum vom adăuga și esența de rom. Eu voi pune două fiole. Să fie cât mai aromat. Și acum amestecăm încet, încet cu palețica noastră cremă. Vedeți? Așa. Vedeți? Umplutura noastră este gata. O dau deoparte și acum să punem aluatul și să-l împărțim în două. Ia uitați-l cum arată aluatul nostru. Vedeți? A crescut. Vedeți? Ia uitați-l ce frumos este. Și acum să-l punem pe masa de lucru. Și acesta este aluatul nostru. Ia uitați-l. Și acum puteți pune puțin ulei dacă doriți pe masă. Așa, și îl voi împărți în două. Mai întâi, în două părți egale. Așa. Și o parte o dăm deoparte și o punem în bol. Și din această bucată vom face un cozonac. Vedeți că cum este încordat foarte bine. Așa, eu după ce l-am pus în oala noastră de la mixer, l-am lăsat să crească puțin și apoi l-am frământat până s-a făcut elastic. Așa, și încordat foarte, foarte bine. Așa. Și acum voi împărți în două ca să facem primul nostru cozonac. Așa, și vom întinde câte o foaie. Așa, mai întâi dăm formă la foile noastre. Cum v-am spus, eu am circa 20 de rețete de cozonaci, fiecare cozonac are rețeta lui, modul lui de preparare. Am cozonaci cu frământare, fără frământare, cozonaci cu aluat dospit, fără aluat dospit, așa, cu multe gălbenușuri, cu foarte multe gălbenușuri, cozonaci cu ouă întregi, doar din albușuri. Așa, și acum să întindem o foaie. Și acum să întindem. Am să dau aluatul deoparte. Și să întindem. O să le pun să le întind alături, una lângă cealaltă. Așa.
Vedeți? Aceasta este umplutura pentru un cozonac. O împărțim în două și punem și pe unul și pe celălalt. Așa. Umplutura de nucă. Și acum rulăm încet, încet. Așa, închidem așa la capete puțin. Și rulăm. Așa. Închidem așa bine. Vedeți? Așa. Și acum rulăm și pe a doua. Sigilăm așa capetele aici. Ia uitați. Și acum rulăm încet, încet. Așa. Vedeți cozonacul nostru? Aici avem o tavă. Am tapetat-o cu hârtie de copt. Am umezit-o cu puțină apă. Așa, și punem cozonacul așa aici. Ia uitați. Vedeți? Și voi lăsa la crescut. Și ca să nu se lipească de, puteți ridica puțin aceste foi și puneți folia deasupra. Să nu se lipească de cozonac. Așa. Cozonacul, iată-ți. Vedeți că a crescut. Eu am să-i scot folia, deci foaie de plastic, și apoi vom unge cu gălbenuș, deci un gălbenuș cu o lingură de lapte. O să amestecăm și o să-l ungem. Am deschis cuptorul la 200 de grade, 10 minute, și după aceea o să dăm la 180. Așa. Vedeți? Și să lungem. Eu am pus această foaie de hârtie așa pe lângă la aici la colțuri. Eu am mai adăugat o bucățică de hârtie și am pus-o așa ca să-mi țină colțurile. Așa, și am făcut tava puțin mai înaltă. Și acum voi lua gălbenușul și îl voi amesteca cu laptele. Deci totul la temperatura camerei. Laptele, dacă îl scoateți de la frigider acum, îl încălziți puțin, puțin, puțin și îl amestecați cu gălbenușul. Doar cât să fie la temperatura camerei. Și acum ungem. Vedeți? Și ungem cozonacul nostru. Încet, încet. Și îl dăm la cuptor. După cum vedeți, l-am uns o dată și acum mai trecem o dată pe deasupra. O luăm din nou de la capăt, încet, încet, și ungem. Așa. Ungem așa bine pe de două ori. Și acum îl dăm la cuptor la 200 de grade, 10 minute, și
După aceea o să scădem puțin temperatura. Așa arată cozonacul. Uitați-l. Așa. Și imediat îl dăm la cuptor. Ia uitați-l. Așa. Vedeți? Ia uitați-l. Și să-l încercăm.